Bună seara, bun găsit la Talk B1. Ne îndreptăm atenția în această ediție spre un subiect care a făcut mare vâlvă în această săptămână. După cum bine știți, Biroul Electoral Central a anunțat lista candidaturilor rămase definitive la alegerile prezidențiale. 14 persoane vor lupta pentru cea mai înaltă funcție în stat la alegerile din noiembrie. Printre candidații respinși de Biroul Electoral Central pe motiv că nu a întrunit numărul minim de semnături, se numără și Bobby Păunescu, cel care se consideră eliminat abuziv din cursa electorală pentru președinția României. Candidatul independent acuză că modul în care s-a făcut verificarea semnăturilor în cazul său a fost ilegal. Metoda prin care s-a făcut verificarea, numărarea, absolut orice legată de aceste semnături s-a făcut într-un mod netransparent, în sensul în care noi am fost ținuți jos la parter, iar toți ceilalți erau la etaj, unii erau invitați în cameră să, ce cum prevede legea, să verifice, să fie alături de, de echipele respective, să vadă. Sunt 243, sunt 160, 190, 180. Noi am cerut treaba asta de mai multe ori, ne-au spus că este ilegal. Ulterior, interesându-ne, am văzut că este legal. Omul de afaceri a explicat de ce nu și-a anunțat public candidatura. În fapt, după cum știți, nu mi-am anunțat candidatura nicăieri, n-am făcut niciodată o conferință de presă sau să fac treaba asta publică, ci era o chestiune să-mi demonstrez că ceea ce îmi propun și ceea ce ne propunem ca și mișcare, și anume ca orice cetățean al acestei țări să aibă dreptul să aleagă și să fie ales, să se poate întâmpla. În cazul meu, acest lucru nu s-a putut întâmpla printr-un motiv tehnic. Bobby Păunescu a precizat că numărătoarea semnăturilor pentru candidatura sa a fost făcută într-un mod netransparent. Deja a început la 11:30 procedura de aducere, de a căra documentele astea sus de către oamenilor și tot oamenilor au întârziat chestiunea și la ora 12:01 stop, se închide aici. 12:02 se închide aici, nu mai aveți voie să băgați nimic. Din nefericire pentru dânsii, nu mai erau decât două cutii, adică doar că mai urmează să vină multe alte cutii. Noi le-am pus toate într-o cutie mare, cât a încăput. Și restul au venit în cutii mai mici. Celelalte două cutii care au rămas acolo la intrare, n-au vrut sub nicio formă să le ia înăuntru, deși prevede că după, în momentul în care ai început să le aduci la, înainte de ora 12, e procesul de aducere a acestor documente. Până în acest moment au fost admise candidaturile a 17 persoane, reprezentanțe ai unor partide sau independenți. În cursa electorală intră actualul președinte Klaus Iohannis și actualul premier Viorica Dăncilă, care deține și funcția de președinte al PSD. Au mai fost admise candidaturile unor președinți de partide, Dan Barna, președintele USR, dar care candidează din partea Alianței 2020 USR Plus, și Kelemen Hunor, președintele UDMR. De asemenea, în cursa prezidențială va intra și un actor, Mircea Diaconu, un fost europarlamentar, Cătălin Ivan, mai mulți foști miniștri, Teodor Paleologu și Bogdan Stanoevici, un fost deputat, Ninel Peia, dar și un fost senator, Viorel Cataramă. Și încercăm și noi să dezlușim mițele încurcate ale acestei sfeți. Alături de mine în platou la această oră se află domnul Gheorghe Iancu, profesor în drept constituțional. Bună seara și mulțumesc pentru prezența, domnule Iancu. Și în câteva minute ni se va alătura prin telefon și domnul Bobby Păunescu. Până atunci însă, domnule Iancu, încep cu noastră. Am văzut câțiva dintre candidați au depus fără să roșească practic lista de semnături adunate de la simpatizanți. Și cu toate că știm falsificarea acestor acte publice este aspru pedepsită de lege, se pare că unii dintre ei nu se tem că și-ar putea frânge cariera politică sau că ar putea plăti chiar cu închisoarea. Ce facem cu acei oameni care au fost dați la o parte doar pentru simplul fapt că au fost identificate din partea BEC câteva similitudini în ceea ce privește semnăturile? Cum s-a ajuns aici și ce ar fi de făcut mai departe? Doamnă, am senzația că alegerile prezidențiale nu se vor ține la termen. De ce credeți acest lucru? Păi, în primul rând că în legătură cu situația domnului Păunescu, s-a pronunțat fără să se fi publicat decizia Curtea Constituțională și care a spus că acel articol 31 care spune de numărarea sau verificarea tuturor semnăturilor în două zile ar fi neconstituțional, hai să zicem, pentru că l-a reținut în acest fel Curtea Constituțională. Și atunci eu îmi pun o primă problemă, restul mă veți întreba dumneavoastră, dacă într-o asemenea situație de neconstituționalitate a numărării semnăturilor de pe liste, nu cumva se reflectă asupra tuturor candidaților,
și numai la unul. Cum e posibil ca unul sau doi sau trei, nu știu câți au fost, opt sau ceva de genul ăsta, să verifice, să nu coincidă numai la ăștia și la Iohannis sau în altă parte să coincidă semnătura cu persoana. Eu vă spun că se creează o prezumție de netemenicie, pentru că este imposibil ca în două zile Curtea Constituțională, indiferent câți oameni s-ar fi acolo, și o să vă spun de ce zic treaba asta, să verifice aceste semnături. De exemplu, 2 milioane de semnături la președinte, la actualul președinte, sau 243 cât a avut domnul Păunescu. De ce vă spun treaba aceasta? Pentru simplu motiv că eu sunt și profesor de drept electoral, care se face în anul 4. Iar așa ceva s-a perpetuat multă vreme, de când a apărut legea în 2004 și chiar și înainte. Când a apărut legea alegerilor prezidențiale în 2004, a existat o asemenea regulă la articolul 11, dacă memoria nu mă înșeală, și acolo se spunea că în 48 de ore, nu în 2 zile, se numără sau se verifică. Cum să poți să verifici așa ceva dacă n-ai tehnica necesară la îndemână? Și repet, această tehnică necesară n-a fost la îndemâna niciunui candidat. Ca urmare, dați-mi voie să vă spun că, reținând neconstituționalitatea textului, acest lucru se reflectă la toată lumea, la toți cei 30 sau 40 de candidați. Ca urmare, eu cred că nu se vor ține alegerile la termenul de 10 și 24 noiembrie. Vreau să-l introducem în discuție și pe domnul Bobi Păunescu, așa cum vă spuneam la începutul acestei emisiuni, ni se va alătura prin legătură telefonică directă. Bună seara! Bună seara! Ce se întâmplă cu această alba-neagră a semnăturilor candidaților la președinția României, domnule Păunescu? Da, e un pic toată povestea asta, așa cum este redată și în presă. Practic sunt niște lucruri greu de explicat. Odată, de ce și sigur domnul profesor pe care îl salut ocazia asta poate explica, poate am nedreptate, poate n-am nedreptate. Și anume, în primul rând m-am prezentat, așa cum spune legea, la ora, până în ora 12, undeva în jurul orei 11:30, cu echipa mea și cu documentele necesare, astfel încât să mă pot înscrie ca și candidat la alegerile prezidențiale. Conform legii, spuneau că trebuie să ai cel puțin 200.000 de semnături. Formă, sigur, cutii și așa mai departe, că nu e ușor să le transport și așa. La ora 11:30 a început transportul acestor semnături în interiorul clădirii Biroului Electoral Central. Și sigur, ele veneau în cutii încet, încet. Șansa noastră a fost că cele mai multe, peste 200, și erau într-o cutie mai mare, lucru care s-a întâmplat imediat. Deci s-au transportat imediat la 11:30, iar pe parcurs veneau cutiile mai mici, să spunem, unde erau 1000, 2000, 3000 și așa mai, în funcție de cum reușeam să, cum am reușit să le introducem în cutii, astfel încât să le putem transporta. Primul lucru care mi s-a părut ciudat este că la ora 12:02 au blocat accesul, deși toate cutiile, mă rog, mai erau puține cutii, mai erau, zicem, vreo 2-3000 de semnături, erau deja în clădire, la partea clădirii, și a spus nu, pe acestea nu mai putem să vi le băgăm, că s-a făcut ora 12:02. Tot dânsii mi-a explicat seara înainte că, dom'le, odată ce ați început să transportați documentele 11:30, noi nu vom opri până când nu veți aduce toate documentele. Acum, că erau cele 2000 care erau peste 243.000 sau că nu erau,
conta mai puțin pentru mine. Pentru mine e important ca cele peste 200 să fie trecut, să fie ajuns la dânși. Deci au spus că nu avem voie, n-am făcut prea mare caz în chestia asta, am spus că totuși sunt aici cutiile, sunt la unde a spus dumneavoastră să le lăsăm. Erau în clădire, dar dincolo de o anumită ușă, erau mai multe uși și dincolo de o anumită ușă. Deci nu, nu se poate, nu se mai poate. Este, 12, este ora 12 noaptea și 2 minute și nu mai aveți voie să le băgați. Ok. Am completat lista respectivă cu 243.000 de semnături. A fost semnată și către dânsii și au preluat documentele și le-au dus undeva la etajul 1 sau 2, că nu știam în momentul respectiv unde. Și ne-au spus că noi trebuie să rămânem jos, la parter. Noi eram singurii candidați care erau la parter, crezând că suntem și singurii candidați la ora respectivă. Când au început să ducă documentele respective la etaj, am spus, conform legii, aș dori să avem și noi acces, cel puțin o persoană, să vină cu dumneavoastră pentru a asigura, fără să-i să considerăm că cei de acolo sunt hoți sau așa mai departe, dar, precum prevede legea, să fie cineva care asiste la numărarea acestor voturi. Și mi-a spus că nu se poate. Nu aveți voie și o să vă spunem noi când o să puteți să urcați. Am așteptat jos în holul de la BEC, timp de două ore sau o oră și ceva. După o oră și ceva ne-au spus că să urc numai eu la etajul 2. Am urcat la etajul 2, unde am descoperit că erau încă 5-6 candidați cu staful lor de campanie, sau mă rog, cu staful lor, cel care s-a ocupat de semnăturile respective. Ei, o parte dintre aceștia, au participat la numărarea, precum spune legea, la numărarea acestor voturi, acestor semnături, împreună cu echipa tehnică, să spunem personalul tehnic al BEC. Deci, repet, acuza nu este la adresa BEC, ci este la adresa personalului tehnic al BEC. Când am ajuns acolo, mi-au spus, domnul Păunescu, avem o problemă. Nu aveți 200, nu știu cât de voturi, de semnături, aveți 193.500, nu știu cât. Era o domnișoară acolo care le numărase și a zis că am numărat numai 100, deși acolo era un mic haos, în sensul că erau foarte multe cutii de la tot felul de candidați. Și a spus că până la ora asta am numărat 193.500, nu știu cât. Atenție, fără niciun reprezentant al nostru acolo. Și cel care era șeful sau unul dintre șefii acestui personal tehnic a și semnat hârtia respectivă. Și mi-a zis să semnez și eu. Și am spus, dom'le, cu toată bunăvoința, dar nu pot să semnez această hârtie cu 193.000, nu știu cât, pe care dânsul o semnase deja cu o țimită de culoare neagră, cu un stilou de culoare neagră, pentru că i-am adus mai multe, peste 200 și. Și vreau să întreb de ce nu ni s-a dat, ce nu vi s-a dat dreptul. Deci cum? Am cerut de nenumărate ori să urcăm și pe acum vi s-a dat dreptul să urcați. Din moment ce timp de două ore aceste documente nu erau sub controlul nostru, eu nu știu ce au făcut dânsii cu documentele respective. Poate sunt de bună credință și le-au pierdut. Poate nu, poate da și așa mai departe. Dar oricum cert este că eu nu mai pot fi responsabil față de acele documente asupra care nu am avut control. Ulterior, mi s-a dat un document în care mi s-a spus, cele două documente se află la dumneavoastră, deci puteți să le spuneți și le-am dat presei și așa mai departe, în care se semnează, spune, s-au depus documentele respective, am semnat documentul respectiv, nu cu ce număr era, ci am semnat și ca mențiune, în timpul semnăturii, spun, menționez că întreaga durată a numărării voturilor din partea candidatului Păunescu, mă rog, nici eu, nici nimeni din echipa mea de campanie nu a avut accesul la numărătoarea acestor voturi, acestor semnături. Am semnat și eu, au semnat și dânsii, deci nu au avut nimic de obiectat cu chestiunea asta. Ulterior, a doua zi, văzând în raportul dânșilor, deci în ceea ce au prezentat presei, eu am adus undeva în jur de 170 și ceva de mii de semnături. Deci
practic nici măcar 193. De ce au făcut chestiunea asta? Să nu existe cumva vreo discuție referitoare la legea care spune că 1% din, trebuie să reprezinte 1% din populația țării noastre, adică undeva la, nu știu cât ar veni, acum 180 ceva de mii. Deci să se asigure că nu voi putea intra în așa. Aici intervine reaua credință. Acum, cum au ajuns ei de la 193 de mii să fie semnată de către dânsii la 177 de mii, mă depășește, pentru că așa cum nu am avut membrii la numărătoare, nici la prima numărătoare, nici după, nu am cum să știu ce au făcut dânsii cu hârtiile respective. Au spus că sunt falsuri, că nu sunt falsuri, că sunt semnate de nu știu cine și așa mai departe, că sunt fotocopii și așa mai departe. Pe lângă chestiunea asta, în plângerea pe care am făcut-o la Curtea Constituțională, a fost și aceea că pe întreg parcursul, pe timpul în care am stat la parter, în tot spuneau, dom'le, nu prea e bine să fii, nu prea sunt bine văzuți reprezentanții americani și britanici. Care reprezentanți americani și britanici? Păi n-ați trebuit să știe că sunteți apropiați de Statele Unite, de Marea Britanie. Sunteți puțin, eu sunt român, părinții sunt români, cetățean român, am o singură cetățenie, îmi iubesc țara mea, am dovedit-o, am câștigat o serie întreagă de premii în numele țării mele, am făcut o serie întreagă de lucruri. Deci ce-i povestea asta cu... Ulterior am aflat că există o lege, mai există un articol în legea electorală care împiedică pe cei din personalul tehnic sau de la BEC să facă niciun fel de aluzie la, deși, repet, este ca și cum v-aș acuza dumneavoastră că sunteți reprezentantul Indoneziei. N-am venit cu Indonezia, însă nu despre asta e vorba. Eu nu reprezint pe nimeni, eu reprezint România, așa. Candidez ca și... Și nu văd care era problema, de ce tocmai eu trebuie să fiu acela care să nu fie lăsat să candideze. Pentru că, așa cum vedem în toate sondajele, președintele undeva la 70%, primul ministru stăpă la 70%, tot sunt un procentaj atât de mare încât un independent n-ar avea nicio șansă, practic. Acum, ca să dau cuvântul mai departe, domnul profesor, și îmi cer scuze că am ținut atât de mult telefonul, însă ideea este că eu voi continua acest lucru, voi face plângerile necesare, atât personalului tehnic care mi-a adus prejudicii imense prin a spune că am adus falsuri și așa mai departe, dar și prin modul de a pune... de a calcula semnăturile aduse, cât și pentru cei care au semnat. De exemplu, la conferința de presă de ieri, se întâmpla să fie prin București și mai mult regizor Andrei Ujică, cel care s-a ocupat de strângerea semnăturilor pentru mine în județul Mehedin, în zona Dobra. Și chiar îmi spuneam, dom'le, ați semnat în fals sau ce ați făcut? Ați dublat, este profesor universitar la facultate din Karlsruhe, deci un personaj deasupra oricărei suspiciuni, să spunem așa, din punctul ăsta de vedere. Da, mergem mai departe pe ideea dânșilor. Deci, ceea ce pot să vă spun, voi merge în continuare cu demersul meu juridic în această stresă, mai ales că există și aici domnul profesor Iacu, cu siguranță cunoaște mult mai bine situația, există un comunicat din partea Curții Constituționale în care explică niște lucruri acolo legate de funcționalitatea BEC și Curții Constituționale în astfel de cazuri. Iar cum vă spuneam, voi continua demersul juridic atât pentru a apăra interesul celor care au semnat, cât și celor care și interesul meu care și la imagine și așa mai departe și dreptul de a candida. Și voi face toate aceste demersuri astfel încât oricărui cetățean român care are documentele în regulă să nu îi se poate lua dreptul de a fi ales și de a alege. La ora asta, acest drept este îngrădit. Poate din neștiință, poate dintr-o legislație, așa cum spune Curtea Constituțională din 2004, care este învechită și trebuie revizuită, dar în orice caz voi face treaba asta și îmi voi continua campania electorală în toate capitalele din lume importante, acolo unde există români, astfel încât să le aduc la cunoștință ceea ce s-a întâmplat. Acum dânsii sunt cei care vor hotărâ
ce cred ei că dacă lucrurile, dacă am eu dreptate sau au dreptate cei care conduc țara de 30 de ani, că mi-e greu să cred și cum să spun eu, că după ce toată lumea înjură și spun că România merge într-o direcție greșită, atunci când ai independenți care își doresc să candideze tu să le, și care au studiile necesare, care au făcut, au demonstrat de-a lungul timpului, să nu le dai voie să măcar să participe, că ar face acea competiție, ar ridica competiția respectivă la un alt nivel. Ar duce la și pentru a cum să spun eu, merge cu chestiunea asta până la capăt și am încercat să... De asta și presa, după cum vedeți, relatează. Sigur că inițial a trebuit să se... și presa a trebuit să studieze chestiunea asta și au dat seama că, într-adevăr, există o problemă. Există presă care s-a aruncat și s-a aruncat, a studiat și imediat a spus, unde au dispărut cele 60.000 și ceva de voturi de la parter până la etaj, având în vedere că nu mai era nimeni din partea staffului domnului Păunescu, nici domnul Păunescu. Acest lucru se poate întâmpla oricărui român și noi avem obligația, atât ca mass media, cât și ca și candidați în cazul ăsta, să facem tot posibilul ca acest lucru să nu se mai întâmple. Și vom face lucrul ăsta. Iar nu cred că era o problemă dacă eram eu într-o, să spunem, discuție electorală cu domnul președinte Iohannis sau cu domnul prim-ministru Dăncilă sau cu... Că și dânșii au școlile dânșilor, au educația, au condus eu știu, țara în diferite forme, domnul prim-ministru ca și executiv, domnul președinte ca și președinte al României și așa mai departe. Și mă rog, ceilalți candidați. Acum, este drept că de multe ori am primit telefoane, mesaje în care mi s-au spus, nu te mai băga, jocurile deja, zarurile s-au aruncate și așa mai departe. Eu nu sunt genul să facă chestiunea asta, adică în sensul în care să mă retrag de la o luptă de genul ăsta, nici măcar nu e luptă, este o luptă democratică, zicem așa, și face parte din drepturile mele ca cetățean și voi merge cu ea până la capăt, ca să spunem așa. Eu rămân pe telefon și dau cuvântul domnului profesor și îmi cer scuze din nou că am ținut telefonul atât de mult. Domnul profesor, ce părere aveți? Este o cerere greșită din partea mea sau? Nu. Nu. Nu este o cerere greșită, dar eu am pornit cu ceea ce a decis Curtea Constituțională, cu toate că neregulile s-au produs de la Biroul Electoral Central în continuare. Pentru că Biroul Electoral Central, dacă ați solicitat acest lucru de a participa la numărare sau să asistați la ceea ce fac ei acolo, sigur că trebuia să vă lase. Nu este o chestiune secretă, nu figurează nicăieri ideea de secret într-o asemenea numărare. În al doilea rând, am înțeles că ei au numărat 193.000 de voturi, după ce au ajuns la 170 și ceva. 177.556, de la 243.000, cât la 193 și pe urmă la 200. Ca urmare, asta îmi demonstrează, de fapt, că ei au numărat greșit. Și vă întreb încă o dată dacă nu cumva au numărat greșit și în celelalte blocuri, în celelalte părți. Mai mult, repet și am spus-o înainte, Curtea Constituțională încă n-a motivat decizia, nu e încă publicată, dar a reținut această neregulă, în sensul că în două zile nu se poate face așa ceva, să se facă într-o lună, două, în trei luni. Deci, ca urmare, nu cred că există un stat civilizat pe planetă, și sigur nu există, care să acorde două zile pentru numărare sau verificare. Se poate face treaba asta în două zile, chiar într-o zi, dacă există aparatura necesară. Dar aparatura asta necesară presupune să se ia legătura cu cei de la interne, pentru ca să vadă dacă datele înscrise pe acea listă electorală sunt cele reale sau se adaugă. Adică se multiplică numele acelei persoane pe lista respectivă, pentru că apare o asemenea treabă în situația în care există un soft de acest gen la Ministerul de Interne. De aceea, eu, părerea mea, este că mă revolt, pur și simplu mă revoltă o asemenea situație care se perpetuează din 90.
Nu se perpetuează de atunci. Sigur că nu s-a întâmplat. În 90 a existat o participare la vot extraordinară. Mi se pare că domnul Ilescu a fost ales cu aproape 80%. Ca urmare, nu era problema acolo. Dar într-o asemenea situație, să reacționezi în halul în care s-a reacționat, este inadmisibil. Ca urmare, este vorba și de o plângere penală pentru modul în care s-au comportat oamenii de la biroul electoral central, dar nu numai aia, ci așteptăm soluția motivată a Curții Constituționale ca după aceea să se ia măsurile de rigoare. Credeți-mă, eu m-am săturat de analfabeți. M-am săturat pe care îi văd în fiecare zi pe stradă. Analfabeți, pur și simplu. Nu spun că poporul e un analfabet. Dar mă uit la ei, cum reacționează. Reacții din astea care se concretizează aici, în asemenea lucruri. La biroul electoral central, unde sunt aleși ca halandala, și la Curtea Constituțională, unde sunt aleși și mai halandala. Pentru că sunt oameni care, credeți-mă, am verificat, sunt cel puțin 4 oameni care nu îndeplinesc condițiile din Constituție. Și nu noi acum, ci și în trecut. Au fost oameni încă din 2000, nu până în 2000, pentru că până în 2000 au fost profesorii de drept de la noi, până și de la Cluj, dar nu îndeplineau nici după 2000, nu îndeplineau condițiile, majoritatea dintre ei. Adică în alta competență profesională. De data aceasta, sigur că or fi pronunțat pe ideea că textul respectiv ar fi neconstituțional. Sigur că e neconstituțional, dar trebuia să vadă treaba asta cel puțin din 2004. Nu acum, când în perioada de campanie electorală. Constituționalitatea se poate observa și înainte de campanie. Poate și în cei 4 ani sau 5 ani, mai bine zis, de alegeri. De pauză între alegeri și pentru mandatul președintelui anterior. Nu se poate așa ceva. Eu mă revolt, pur și simplu mă revolt și nu-mi vine să cred că se poate întâmpla așa ceva. Adică am ajuns în situația în care poate suntem înainte de 90. Iarăși, facem ce vrem, restul sunt niște proști. Nu se poate așa ceva, domnule. Vreau să-l introducem în discuție și pe domnul general Marius Mircea Chelaru. Îmi cer scuze, ni se alătură prin legătură directă în aceste momente. Fost șef al statului major, bună seara! Da, bună seara, stimată doamnă! Este într-adevăr o mascaradă de ceea ce se întâmplă cu aceste semnături de susținere a candidaților, domnule general. Am discutat până acum în platou. Legea este una incompletă, nu avem o procedură legală de verificare a semnăturilor, iar această dezbatere practică referitoare la faptul că se falsifică listele de semnături este una cu mult mai veche și, din păcate, nici Biroul Electoral Central nu a tranșat-o până acum, nici parchetul, am văzut, nu a intervenit pentru a-i prinde pe falsificator și a-i pedepsi exemplar. Așa că, iată, am ajuns în acest punct culminant. Cum vi se pare întreaga situație? Da. În primul rând, dați-mi voie să-l salut pe domnul Iancu cu tot respectul meu. Vă salut și eu, domnul general. Să îi transmit noroc, pentru că în lumea asta, care spuneți dumneavoastră că este de harababură, ca să reușești, trebuie să ai noroc. Mulțumesc. Nu se mai pune problema că trebuie să fii pregătit, să ai expertiză și mai ales credință pentru ceea ce faci. Așa. Am fost foarte atent pentru că o asemenea experiență am trăit-o și la alegerile europarlamentare, cunoașteți foarte bine. Am calitatea de membru fondator național al Mișcării Naționale Neamul Românesc și pentru prima oară o organizație civică și poate atinge scopurile prin mijloace politice. S-a întâmplat și această minune ca urmare tot a unui joc politic din partea lor și tot așa ne-am dus cu 230.000 de semnături și ne-am trezit cu vreo 70 ceva de mii de semnături scoase afară doar pentru un simplu motiv că așa a vrut celulele dactile ale celui care controla fișele. Închipuiți-vă că voi transfera toată ideea în trei elemente. Partea 1, expertiza. Partea 2, juridicul. Și partea 3, politicul. Întrebarea mea este, care sunt mari experți a căror sensibilitate dactilo-tactilă
dă garanția că o foaie este corectă sau incorrectă din punct de vedere al autenticității unei semnături. Numai pe baza asta se fac verificările. Organoleptic. Da, organole, probabil că o să urmeze mirosurile și apoi lipsa de cataractă. Deci elementul de constatare a autenticității sau non-autenticității de pe o hârtie este la cheremul subiectivului și asta este intenționat făcut. Corect. De aceea, din partea tehnică, o să trecem puțin în Schweitzerul pe care îl practică legiuitorul, tocmai pentru a lăsa la latitudinea arbitrarului în modul de interpretare benevolă și în folosul celor care au capturat puterea. Deci, din punctul acesta de vedere, Curtea Constituțională este într-un cerc vicios. Ea trebuie să constate neconstituționalitatea unor măsuri la o lege strâmbă. Pentru că legea în sine este strâmbă. Să vă dau un singur exemplu. Cum este posibil să încalci dreptul constituțional al șanselor egale când tu pui praguri discriminatorii față de alte state care nu avem același statut de cetățean european? De exemplu, pentru a participa la alegeri europarlamentare în Italia sunt necesare 200 de, sau 30.000 de semnături, în alte parte 50.000, în alte parte 15.000. Oricum, România are între 7 până la 5 ori mai mult decât alte state europene. Deci iată-ne puși de către ai noștri în poziția de cetățeni de mâna a doua sau a cincea. De ce, dragii mei? Vă vorbesc din perspectiva omului care a făcut istoria, n-a citit-o, și am participat la elementele de degradare. Am văzut elementul de degradare a drepturilor omului, care pentru unii sunt un lux, a drepturilor românilor de a fi competitivi în fața unei legi drepte, pentru că ușor, ușor, și acum intrăm la partea juridică, legile cele mai periculoase pentru o societate sunt legile proaste, legile făcute de incompetență și să nu uităm că de la meritocrație astăzi s-a ajuns la idiotocrație. Iertați-mi termenul dur, dar cum să faci o lege când tu nu cunoști sistemul? De aceea legile sunt făcute pentru atingerea unui interes personal privat a unuia care inițiază sau unui grup de presiune exterior plutocrat, oligarhic. De aceea am ajuns în situația ca într-un stat capturat politicienii să-și facă legi pentru a-și conserva puterea. Așa. Iată numai al doilea exemplu, dacă suntem toți egali în fața legii. De ce legiuitorul a spus, domnule, întâi intră la tragerea la sorți cei care sunt deja în Parlament și apoi la tragerea la sorți pe listă sunt următorii, cei de mâna a doua, adică cetățenii care vin din urmă și ne afectează sau ne atentează drepturile noastre. V-am dat iarăși un element de comparație. Din punct de vedere juridic, Curtea Constituțională, cum spunea domnul Iancu, este nevoită să aleagă între două rele. Și cum poți să faci un lucru bun dintr-o cească spartă? Cam așa vine problema. Poate că metafora încă nu atinge perfect ceea ce vreau să spun. Din punct de vedere politic, cea mai mare groază a unui politician care a intrat în această castă pe căi și mijloace ilicite din punct de vedere al eticului social, poate ilicite din punct de vedere al acuratesei mijloacelor de angajare a voturilor și așa mai departe, de la ceea ce spuneți dumneavoastră, că s-a falsificat un vot sau altul, că se vorbește de la suveică și terminând până la lipsa de încredere în tableta STS-ului. Deci această generală suspiciune că la noi totul se depreciază, că totul se maculează, că totul este din ce în ce mai supus bunului plac a acelora care au ajuns în statul superpus, își conservă toate alveolele de putere și de profit și găsesc toate mijloacele de placare ca la răibii, de interzicere a acelora care
sunt voci noi, aduc soluții noi. Orice soluție nouă pentru România este dezastru și atentat la statul quo-ul lor politic de astăzi. De aceea suntem într-o situație încrasată, într-una încremenită, într-una care duce din ce în ce mai mult la deprecierea calității de cetățean. Eu personal, văzând ce se întâmplă, mă întreb cât din valoarea constituțională a cetățeanului constituțional a mai rămas în viață și cât din ceea ce practică asemenea legiuitori părtași la intrigă națională să facă din mine doar o sculă votantă. Ei, lucrul acesta trebuie pus în discuția eticului public. Constituția însă și este violată în acest punct de vedere. De aceea cred eu, așa cum am spus-o de fiecare dată și din punctul ăsta de vedere îmi susțin punctul de vedere, România nu trebuie resetată, trebuie refondat sistemul social al drepturilor în numele valorii supreme a libertății omului. Fără om nu e nimic, nici societate. O societate afectată din acest punct de vedere, supusă tranzacțiilor și mai ales supusă malversațiunilor unora, nu mai poate funcționa într-un mod convingător și mai ales produce ce? Centrifuga. Nu ne pleacă oamenii doar de sărăcie, ci de sătui fiind de harababura instituțională care este în România. Este o primă intervenție cu care am putut să stau la dispoziție. Faptul că se validează sau nu un număr de semnături pe criterii de, să spunem, de favorizare a unuia sau altuia, demonstrează că în România este deja țara tuturor posibilităților proaste. Sunt câteva aspecte pe care le-a subliniat foarte bine domnule general Chelaru. Faptul că legea este strâmbă în aceste momente, Constituția domnule... Constituția e strâmbă. Da. Legea e și mai strâmbă. Legea e și mai strâmbă, Constituția lasă și ea de dorit. Da, pentru că sunt două lucruri care trebuie să vi le spun aici, care înseamnă, de fapt, încălcarea sa. Și anume, demnitatea umană, care este produsă în articolul 1, dar nu este drept fundamental. Cum este în foarte multe alte țări, inclusiv Polonia sau alte țări de, care au fost veche socialiste. Și în al doilea rând... Poftiți? Intervine imediat. Da. În al doilea rând, egalitatea în drepturi, doamnă. Păi dacă suntem egali, de ce trebuie să stăm la coadă unul dintre noi? Nu eu. Cei care, de exemplu, ca domnul Ponezea, de ce trebuie să stea la coadă? Sau de ce trebuie să stea jos, să aștepte în ploaie, în frig sau în căldură niște gânduri puse pe hârtie de niște puncte? Scuzați-mă, dar îi știu pentru că autoritatea electorală, eu am făcut-o, să intervină cineva să spună că nu am făcut-o eu, și biroul electoral central există, este împânzit de oameni neaveniți ai partidelor care sunt de tot felul de feluri pentru ca să mai ia niște bani de la biroul electoral central. Ca urmare, sunt două lucruri sau două drepturi care sunt încălcate. Demnitatea umană, care s-a încălcat și în cazul ăsta, și egalitatea în drepturi, doamnă. Suntem egali în drepturi în fața autorităților publice și a legii. Asta s-a uitat. Probabil că de-aia Curtea Constituțională i-a fost rușine să respingă sesizarea domnului Păunescu în cazul ăsta și a celorlalți în cazul lor, pentru că, până la urmă, nerespingând-o, a acoperit oarecum imperfecțiunile legii, pe care se știu care sunt. Numai asta e textul care e imperfect. Dar a acoperit și s-a acoperit pe ea însăși. Pentru că nu poate acum ea să spună, da, am numărat. Ce să numere, doamnă? Este imposibil. Imposibil. Fără aparatură electronică și fără ajutorul Ministerului de Interne, este imposibil să facă așa ceva. Să se facă așa ceva. Domnul profesor, vă rog. Îmi permiteți? Vă rog, domnule general. Apropo de partea de expertiză, se pare că lipsa unei anume tip de tehnologie care se constate dacă o anume fișă cu cele 40 de semnături
este valabil sau nu, intenționat se lasă, și repet, intenționat se lasă la latitudinea arbitrariului palpabilului. Corect. Pentru că tema aceasta nu este de azi de ieri. Ori verifici toate cele 2 milioane de fișe sau de semnături ale domnului Iohannis și le validezi bucată cu bucată, punct cu punct, și aplici aceeași regulă pentru toată lumea, dar constat că sunt 600.000 de semnături neconforme, suspecte, de minimă suspicibilitate că nu sunt valabile, dar întrucât numărul lor care este anulabil nu îi duce sub pragul electoral de 200.000. Vezi, acolo admitem că se pot face unele nereguli, dar pentru că este cantitatea mare și a avut infrastructura în spate, mergem înainte. Asemenea lucruri duc la două direcții. Pragurile acestea aproape imposibile pentru un om cinstit, un om valoros, un om capabil să conducă o țară sau să conducă un compartiment sau să participe la reprezentativitate. Să culeagă 200.000 îl împinge. Deci legea e făcută să împingă acești oameni să producă nereguli, ca să poată fi ulterior descalificat și șantajabil. Mai mult decât atâta, din punctul ăsta de vedere, întrebarea este simplă. Când mi-ați spus problema egalității de șanse, egalitate în fața legii și șanse comune în competiția loială. Asta nu este competiție loială. Dar ne întoarcem și pe partea a doua. Putea să pună pragul și de 300.000, de 400.000. În spațiul public se știe că, cum erau înainte angajați semănătorii la câmp, sunt angajați acum cu lidătorii de semnătură. Același om are în stânga o fișă pentru PNL, în față o fișă pentru PNR, alta, și băieții sunt sub plată imediat și culeg semnături de la aceeași persoană în linie pentru toate partidele. Știți cine își poate permite să facă așa ceva? Numai cel care are bani. Corect. Omul normal, omul care trăiește dintr-o sursă constantă, într-o existență aproape la limita subsistenței, dar care poate să participe în beneficiul națiunii sale prin minte, gândire și soluție inovatoare, constructivă, stă deoparte. Corect. Nu e voie să trecem dincolo de pragul sărăciei mentalului lor. Deci iată cum se produce o stratificare, o discriminare și stratificare a păturilor, hai să spunem, non-sociale, a păturilor participative. Și atunci vorbim de democrație participativă, când noi însă suntem toți rașchetați și drămuiți pe categorii de capabilități. Asta era problema. O să vreau imediat, după o scurtă pauză de publicitate, trebuie să vă întrerup, domnule general, cu scuzele de rigoare, trebuie să ieșim în publicitate, însă imediat ne întoarcem și continuăm acest subiect, pentru că sunt foarte multe semne de întrebare. Rămâneți cu noi. Dispoziție foarte puțin până să închidem această primă parte a ediției. În continuare alături de mine domnul general Chelarul, domnul profesor Gheorghe Iancu și domnul Bobi Păunescu. Așa cum precizați dumneavoastră puțin mai devreme, domnule general Chelarul, România are unul dintre cele mai mari praguri de semnături de susținere din toată Europa, 200.000 la număr. Nu știu acum ce rost mai are acest număr dacă totuși datele presupușilor susținători pot fi falsificate atât de ușor și fără ca nimeni să le poată verifica. Pentru că becul, am văzut, nu are timpul necesar fizic la dispoziție să facă această verificare în 48 de ore. Ca drept dovadă, este că legea nu a urmărit o clasificare sau, haideți să spunem, o selectare cât de cât din punct al valorice a cantității. Dacă pot să-mi permit în termeni total neacademici, o lege la plesneală pusă acolo tocmai ca să producă această derută și încă o dată tentație a fraudării și de celui care strânge semnături și a celui care nu este capabil să numere acele semnături din punct de vedere al să constate validitatea sau legitimitatea acelor semnături într-un timp de câteva ore. Era un film în vremea copilăriei mele, se numea Omicron, citirea instantanee și constatarea erorii gramaticale tot instantanee.
Acest science fiction nu poate să colaboreze nici cu buna măsură și nici cu dreapta rânduială. Această lege produce o devălmășie și de o parte și de alta și nici mai mult și mai puțin sursa de suspectare reciprocă. Becu, că acele semnături nu sunt corecte, cei care le pun că Becu este un impostor care spune așa vrea mușchiul meu. 170 sunt bune, restul 74.000 vreau eu să nu mai fie bune. La acest bun plac și cherem, stimată doamnă și distinse domnule profesor Iancu, este deja atitudine generalizată. Cum ajunge șef la bec este stăpânul becului. Bine că nu se uită la el când e stins. Cum a ajuns șef la un minister sau orice fel de agenție, el este șeful și decide pentru că lui așa îi convine să producă satisfacție stăpânului care îl ține în scaun. Până când nu vom da afară toată această pleavă socială care s-a cățărat ca un lichean pe trunchiul sănătos al stejarului, nu vom putea ieși din acest cerc vicios. Este o depunere de balast social în acești 30 de ani, de la guvernare la alta. Nu se întâmplă asta doar acum. Așa. Ușor, ușor s-au produs aceste nefericite salturi în negativ a societății românești, iar noi am crezut că fiecare în parte de bună credință. Și am acceptat, hai cum o fi și cu ăsta. Din păcate, năravul prost se transmite într-o veselie de la o administrație la alta și, din păcate, într-o spirală ascendentă a răului. A apărut domnul Iancu acum la Cluj o carte superbă, se numește Știința răului. Aha. Pleacă toată din lipsa de etică publică a celor care reprezintă comunitatea, toate pleacă dintr-un deznodământ pe care noi îl vedem astăzi. Dispariția credinței în valoarea superioară, pozitivă a omului și a societății din care faci parte. Această știință a răului am început să o analizăm și să o cultivăm atent, pentru că de aici vom găsi soluțiile de dezmembrare a răului și soluțiile care trebuie să le punem în fața semenilor noștri. Pentru că din păcate, ne-am animalizat. Vrem putere nu pentru a sluji celor mulți prin puterea transferată. Vrem puterea pentru a produce mai mult bine și bogăție. Pentru mine, proprietatea asupra puterei fiind un drept pozitiv, nu unul natural de reîntoarcerea ei și vorbesc în termen pentru cunoscători ce înseamnă dreptul natural și puterea naturală, protectoarea unei națiuni. Iată cum statul, prin ceea ce face acum, în loc să fie un protector al națiunii, devine un asupritor, devine unul care se întoarce împotriva valorilor umane ale individului cetățean. Trebuie să ieșim din nou în publicitate, domnule general, mă văd nevoită să vă întrerup încă o dată. Vreau de la fix să dacă, discutăm dacă mă băgați în publicitate, înseamnă că tot pentru bani o faceți. Domnule general, nu. Sunt niște reguli, noi ne supunem regulilor, le respectăm întotdeauna. Vreau să discutăm după publicitate ce soluții tehnice avem la îndemână și care pot fi implementate rapid prin lege ca să nu mai ajungem în astfel de situații. Rămâneți cu noi, revenim de la fix.